pensionarii minieri din Valea Jiului l-au înnobilat pe președintele Traian Băsescu cu titlul de persoana non grata. Termenul provine din limba latină și înseamnă persoană nedorită într-o anumită zonă sau localitate. După cum au precizat liderii foștilor mineri, președintele nu mai are voie să pășească terestru sau aerian pe pământul sfânt al Văii Jiului. Este o hotărâre a Ligii Sindicatului Pensionarilor Mineri Valea Jiului, prin care președintele țării, domnul Traian Băsescu, este declarat persoana non grata pentru pensionarii mineri din Valea Jiului. Mai multe au fost motivele pentru care președintele României a fost proclamat de către Liga Sindicatului Pensionarilor Minieri din Valea Jiului drept persoana non grata. Printre altele, Traian Băsescu a fost acuzat că, în loc să ia măsuri de creștere economică pentru a asigura banii tuturor cetățenilor, dictează guvernului măsuri de diminuare a pensiilor, inclusiv ale foștilor mineri. Toți pensionarii și, bineînțeles, la propunerea pensionarilor, cu toții în unanimitate au fost de acord să-l declare persoana non grata pe domnul președinte al României, Traian Băsescu, datorită faptului că dânsul cu orice prilej se folosește de orice prilej pentru a consolida bugetul statului prin tăieri de salarii, prin tăieri de pensii sub orice formă. Ultima tăiere a fost acei 5,5% CASS-ul cu a pensionarilor de la pensia de la 0 la 1000 de lei și, bineînțeles, toate pensiile deci sunt impozitate cu această sumă, cu această valoare de 5,5%. Decizia adoptată de către foștii mineri din Valea Jiului urmează a fi expediată zilele următoare pe adresa președinției.